Pe trotuare abia se poate merge, iar cei care se încumetă alunecă la fiecare pas sau adună zăpadă în ghete. Sunt grămezi de zăpadă oriunde ai privi. Cea luată de pe stradă pentru ca mașinile să poată circula decent a fost lăsată pe marginea drumului. Există utilaje care să o adune, însă cu greu fac față. Între timp, cei care au de suferit sunt pietonii. Merg ca printre obstacole și abia reușesc să înainteze. S-au conformat însă. Vă chinuiți să mergeți pe stradă? Ies, merge toată lumea așa, merg numai eu. Asta este. Cine? Cine să le pune? Cine? Nu are cine? Nu știu ce să vă zic, asta e. Iarna... E greu, e foarte greu. Vă place cum sunt făcute trotuarele? Da, 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 da. Cine să le facă bine? N-are cine. N-are cine? Na. Printre blocuri, aceeași mare de nea. Aici probleme nu au doar cei care ies cu treburi pe jos, ci și șoferii. Străduțele nu sunt curățate cum trebuie, iar scoaterea mașinii la strada principală devine un obiectiv greu de îndeplinit. Pierd timp, răbdare, dar ieșitul din casă este obligatoriu și pe timp de iarnă. Recomandat este ca și utilajele de curățare a zăpezii să iasă la fel de des ca piteștenii.